Sălajul în mișcare este un proiect propus spre finanțare Consiliului Județean Sălaj de către Asociația Sportivă CS Todoran Zalău. Marea sportivă a Sălajului, Paula Todoran, prin asociația pe care o conduce, a propus acest proiect având ca scop promovarea sportului de masă și stimularea interesului copiilor pentru mișcare. Și nu doar atât, știm cu toții că talentul nu se naște neapărat în comunitățile urbane, nu neapărat în familii cu posibilități materiale, iar cei care ar putea practica anumite sporturi de masă mai întâi, pentru că de acolo vine marea performanță, nu sunt văzuți la timp sau poate niciodată de specialiști care i-ar putea îndruma într-o carieră sportivă. Așadar, marea atletă sălăjană Paula Todoran a realizat cu sprijinul conducerii Consiliului Județean Sălaj un proiect care să vizeze activități sportive de tineret și recreative destinate în mod special mediului rural. Proiectul a fost foarte apreciat de copii care au participat într-un număr mare la activitățile desfășurate. Paula Todoran, inițiatoarea Sălajului în mișcare, ne-a declarat: Asociația sportivă CS Todoran Zalău a derulat în urmă cu câteva zile, prin proiectul Sălajul în mișcare, mai multe activități de promovare a sportului de masă și de stimulare a interesului copiilor pentru mișcare în mai multe comune ale județului Sălaj. Școlile vizate au fost Școala Gimnazială Românaș, Școala Gimnazială Creaca, Școala Primară Jac, Școala Primară Păușa și Școala Primară Ciumărna. Rezultatul final al acestor activități a avut un ecou foarte bun în rândul copiilor și al familiilor acestora, motiv pentru care îmi propun să mai repet aceste activități și pe viitor în satele din Sălaj. Pe această cale doresc să mulțumesc în primul rând Consiliului Județean Sălaj și în mod special domnului președinte Dinu Iancu Sălăjanu pentru sprijin, cât și primăriilor din comune, directorilor unităților de învățământ pentru buna și frumoasa colaborare avută în acest proiect. Aș dori, de asemenea, să fac cunoscut faptul că proiectul Sălajul în mișcare a beneficiat de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Sălaj în cadrul unui program anual de finanțare nerambursabilă pentru activități sportive de tineret și recreative de interes județean. Le dorim mult succes în activitățile propuse și, cine știe, poate vor fi descoperite și alte talente sportive sălăjene.